Bine v-am regăsit! În toate vechile mituri, Pământul ocupă un loc privilegiat în univers. Este cel mai important loc din univers, bineînțeles, deoarece aici locuim noi, oamenii, așa că trebuie să fie și centrul universului. Asta era, pe scurt, logica din spatele acestei concepții cosmologice. Concepția este legată de principiul antropic, despre care am vorbit în videoclipurile, principiul antropic slab și principiul antropic tare. Găsiți linkurile în descriere. Iar faptul că vedem soarele, luna și stelele rotindu-se în jurul Pământului confirmă din plin, la prima vedere cel puțin, ideea că suntem în centrul universului. Așa că mii și mii de ani oamenii au fost convinși că trăim în centrul lumii și că restul universului este doar un accesoriu al Pământului. Universul exista pentru noi. Deși ideea că Pământul se rotește în jurul Soarelui a apărut încă din Antichitate, au trecut vreo 2000 de ani până când astronomia și matematica au progresat suficient pentru a permite elaborarea unui model heliocentric coerent, capabil să explice suficient de precis observațiile astronomice. Cel care a publicat primul un astfel de model, putem spune a îndrăznit să facă acest lucru într-o lume total controlată de biserică care susținea modelul geocentric al lui Ptolemeu, a fost astronomul și matematicianul Copernic în anul 1543. De fapt, deși era atât preot cât și prelat al Bisericii Catolice, n-a îndrăznit vreo 15 ani să-și publice lucrarea cu titlul De Revolutionibus Orbium Celestium, adică despre mișcările de revoluție ale corpurilor cerești, și a publicat-o până la urmă cu foarte puțin timp înainte de moarte, când nu mai avea nimic de pierdut. Acesta a fost începutul astronomiei moderne și în același timp prima retrogradare a locului pe care îl ocupăm în univers. În loc să fim în centrul universului, ne-am trezit că ne roteam în jurul acestui centru în care se găsea soarele. Apoi, mult mai repede decât s-a petrecut această primă retrogradare, au urmat altele. Am aflat că stelele pe care le vedem sunt asemenea soarelui. Deci nici soarele nu mai avea o poziție privilegiată. Era doar una dintre stelele dintr-o formațiune stelară enormă, numită Calea Lactee, de fapt ceea ce azi numim o galaxie. Iar faptul că soarele nu era unic a însemnat o altă retrogradare a poziției noastre în univers. Apoi am aflat că Soarele nici măcar nu se găsea în centrul acestei galaxii, că de fapt el se găsește mai aproape de marginea galaxiei decât de centru, o altă retrogradare. Iar acum de 100 de ani am aflat că galaxia în care locuim nu este singura galaxie. Azi știm că numai în universul observabil există cam 2000 de miliarde de galaxii. Și în fiecare galaxie există în medie 100 de miliarde de stele, așa că numărul total de stele din universul observabil este cam ceea ce vedeți aici, 200 de mii de miliarde de miliarde de stele. Și uite așa, în câteva sute de ani am ajuns din centrul universului să ne rotim în jurul unei stele, asemenea altor mii de miliarde de miliarde. După cum vedeți, cu cât omenirea a avut mai multe cunoștințe de astronomie, cu atât mai insignifiant a devenit locul în care trăim, sistemul solar și planeta Pământ. Iar studiile astronomice au dus la formularea principiului cosmologic, care spune că, la scară mare, Universul este omogen și izotrop. Acest principiu stă la baza modelului modern de univers, și ne spune că nu există nici locuri și nici direcții privilegiate în acest univers. Universul are aceleași proprietăți peste tot și pe orice direcție, așa că nici locul sistemului solar și al felului în care se mișcă el n-ar trebui să aibă nimic special. Numai că o descoperire științifică relativ recentă
legată de radiația cosmică de fond, se încăpățânează să ne arate altceva. Să vedem despre ce-i vorba. Am arătat de curând în videoclipul Big Bang că la 380.000 de ani de la Big Bang, Universul a devenit transparent și lumina acelui univers fierbinte a putut să se propage pe distanțe oricât de mari. Acea lumină a unui univers fierbinte care avea o temperatură de aproximativ 3000 de Kelvin și a mărit lungimea de undă din cauza expansiunii universului atât de mult încât azi este o radiație de microunde care ajunge la noi venind din toate direcțiile și pe care o numim radiația cosmică de fond. Aici vedeți o hartă a cerului pe care este reprezentată radiația cosmică de fond. Culorile diferite ne arată lungimi de undă un pic diferite, ceea ce ne arată că locurile din care a plecat lumina au avut temperaturi diferite. Dar diferențele de temperatură sunt extrem de mici, de ordinul milionimilor de grad Celsius. Așa că putem spune că Universul a fost încă extrem de omogen și la aproape 400.000 de ani de la Big Bang. De fapt, dacă ținem seama de faptul că aceste mici diferențe de temperatură mai au și alte cauze, ajungem la concluzia că Universul a fost incredibil de omogen chiar la acea vârstă de aproape 400.000 de ani. Dar despre asta voi vorbi cu altă ocazie. Această hartă a micilor diferențe de temperatură se obține prin suprapunerea foarte multor hărți care compară temperaturile pentru zone tot mai multe și tot mai mici ale cerului. Cea mai simplă hartă este cea în care facem media pentru tot cerul. Aceasta este harta numită monopol a radiației cosmice de fond. Temperatura medie corespunzătoare radiației de fond acum este cam de 2,725 Kelvin. Dacă comparăm temperaturile numai pentru puncte despărțite de 180 de grade, nu uitați că vorbim despre o sferă, harta este o proiecție, obținem harta numită bipolară a radiației cosmice de fond. Ea arată așa cum vedeți. Și după cum puteți observa, avem două zone distincte. Una în care avem o radiație cu lungimea de undă mai mare și una cu o radiație cu lungimea de undă mai mică. De parcă jumătate de univers ar fi fost mai fierbinte decât cealaltă jumătate. De fapt, acest aspect al radiației cosmice de fond n-are legătură cu temperatura, ci apare datorită faptului că suntem în mișcare față de radiația cosmică de fond, adică este un efect Doppler. Am explicat efectul Doppler în videoclipul Meteoriți, ca răspuns la întrebarea din videoclipul Procesul. Când ne apropiem de o sursă de lumină, frecvența luminii emise de aceasta ne apare mai mare, adică deplasată spre violet, iar când ne îndepărtăm, mai mică, adică deplasată spre roșu, așa cum puteți observa în desen. Galaxia noastră este în mișcare, Soarele este în mișcare față de galaxie, iar Pământul se mișcă față de Soare. Rezultatul este acela că ne mișcăm față de radiația cosmică de fond. Cea mai importantă dintre aceste mișcări care se suprapun este mișcarea galaxiei, deoarece are loc o viteză foarte mare, de aproximativ 370 de kilometri pe secundă. Ne plimbăm, odată cu Calea Lactee, cu 370 de kilometri pe secundă prin univers și ne lăudăm cu trenuri care ating 370 de kilometri pe oră. Dacă unim pe hartă locul cel mai roșu de cel mai albastru, obținem direcția pe care ne mișcăm față de radiația cosmică de fond. Acest segment este, de asemenea, o axă de simetrie pentru distribuția lungimilor de undă a radiației cosmice de fond. Nu pare să fie axă de simetrie pe hartă, dar nu uitați, harta este o proiecție a unei sfere, iar pe sferă această axă arată așa. Iar acum urmează partea interesantă.
Dacă mărim rezoluția hărții, comparând lungimile de undă între puncte despărțite de 90 de grade, obținem, o veți vedea imediat, harta numită quadripol a radiației cosmice de fond. Iar dacă mărim și mai mult rezoluția, comparând temperaturile între puncte despărțite de 45 de grade, obținem harta numită octopol a radiației cosmice de fond și așa mai departe. Iar prin suprapunerea a mii de astfel de hărți, obținem imaginea pe care ați văzut-o prima dată, cea a variațiilor mici de temperatură pe care ni le arată radiația cosmică de fond. Pe aceste hărți cu rezoluții diferite, putem distinge mai multe zone cu lungimi de undă diferite și pentru fiecare astfel de hartă putem uni zonele cu cea mai mare lungime de undă cu zonele cu cea mai mică lungime de undă cu câte o axă. Așa cum am făcut în cazul hărții dipol. Ei bine, dacă Universul este într-adevăr izotrop și omogen, atunci aceste axe ar trebui să aibă orientări cu totul întâmplătoare, fără nicio legătură una cu cealaltă. Numai că aceasta este harta quadripol, iar aceasta este harta octopol, iar axele lor au exact aceeași direcție. Aceasta poate fi o coincidență, dar șansele să fie așa sunt destul de mici. De aceea direcția acestor axe a fost numită the axis of evil, adică axa răului sau mai pe românește axa afurisită. Și a fost numită așa deoarece dacă nu este vorba despre coincidență, ea ne-ar putea arăta că Universul nu este izotrop, ci are proprietăți diferite pe direcții diferite, ceea ce contravine principiului cosmologic pe care se bazează modelul modern de univers. Axa răului ar putea arăta că Universul are o formă diferită de cea a unei sfere, de pildă o formă cu un gol interior ca o gogoașă. Dar lucrurile nu se opresc aici. Dacă comparăm direcția axei răului cu direcția axei dipolului, observăm că ele sunt aproape perpendiculare. De fapt, sunt mai aproape de perpendicularitate decât se vede pe hărți. De parcă ar exista o legătură între direcția și sensul în care se mișcă galaxia noastră prin univers și structura universului la scară mare, care este dată de ceea ce s-a întâmplat la Big Bang. Dar cum ar putea exista o legătură între ceea ce s-a întâmplat cu 13,8 miliarde de ani în urmă cu mișcarea actuală a galaxiei în care locuim? Sigur, și această orientare a axei răului ar putea fi o coincidență, dar nu vi se pare că se cam adună coincidențele? Mai ales că ciudățenia nu s-a terminat nici acum. Mai este ceva mai ciudat decât tot ceea ce ați văzut până acum. Și anume, axa răului are aceeași orientare cu axa sistemului solar, adică cu axa care trece prin polii Soarelui. Dacă nu este vorba despre coincidențe, atunci axa răului ar putea să arate nu doar că Universul nu este izotrop, ci are o formă diferită de cea de sferă, dar și că această formă este simetrică față de axa sistemului solar. Lucru de necrezut, aparent chiar absurd, deoarece au trecut miliarde de ani de când a apărut Universul observabil până în momentul în care a apărut sistemul solar. Ar însemna că există o relație necunoscută, dar profundă, între sistemul solar și restul Universului. Ar atribui din nou locului nostru în Univers un caracter special. Ne-ar face să ne întoarcem la vechile concepții despre rolul special al Soarelui în Univers, iar de aici n-ar mai fi decât un pas până la a considera că Universul există pentru noi, că suntem scopul acestui univers și cel mai important lucru din univers. Dar până să tragem astfel de concluzii, trebuie să ne asigurăm că axa răului nu este doar efectul unor cauze ascunse. De pildă,
ar putea fi vorba despre erori în colectarea sau interpretarea datelor culese de sateliți. Dar e greu de crezut, pentru că datele adunate de toți sateliții arată același lucru și pentru că ele au fost prelucrate de mai multe echipe cu același rezultat. Sau ar putea fi efectul influenței gravitaționale a unor grupuri de galaxii asupra radiației cosmice de fond care ajunge la noi. Din nou greu de crezut, datorită unor simetrii care nu prea pot fi explicate în acest fel. Sau ar putea fi simple coincidențe, fără semnificație pentru locul galaxiei noastre și a sistemului solar în univers. Dar e din nou greu de crezut, deoarece calculele statistice arată că probabilitatea ca toate aceste lucruri să fie coincidențe este mică. Cercetările viitoare vor lămuri cu siguranță lucrurile într-un fel sau altul. N-avem ce face, trebuie să așteptăm. Dacă ați crezut că nu mai există argumente pentru rolul nostru special în univers, lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!